Cu cât timp în urmă s-a petrecut asta? Aproape 4.000 de ani în urmă. Era considerat în Israel și chiar și acum unul din cele mai bune roade ale țării. Pentru că scrie aici de fisticuri și migdale. Acum întrebarea și aplicația pentru voi. Este vacanță. Poate unii s-au dus deja la bunici sau poate mergeți într-o parte sau altă. Aceste migdale au fost trimise dintr-o țară în alta ca fiind socotite roade bune și în schimbul lor să se primească pâine. Dacă voi veți merge la bunici la toamnă pe când o să vă întoarceți înapoi, o să spună bunicii că s-au putut folosi de voi. Sau să fie, cum scrie undeva, de alte fructe, că nu-s bune să le mânci. Să-i spună la mama așa pe ascunsă, nu mi-i mai trimis pe ăștia că mă îmbătrânesc. Da, e foarte important și voi, fetelor, să vă comparați cu pomi fructiferi. Cum spune versul din poezia fratelui Dionisie Giuchiș, Paradisul Verde. E mai bine lămâiță lângă drum decât un brad înalt, dar fructișorul nimeni nu l-a văzut. Migdalele sunt bune de mâncat și voi trebuie să rodiți, adică să faceți lucruri frumoase prin harul Domnului, prin bunăvoința voastră, că voi sunteți activi, Dumnezeu să vă ajute. Cine vă ia în mână, unde veți fi trimiși, să fiți cu adevărat roditori. Amin? Că se mai întâmplă în societatea noastră, în mod deosebit, băieții și fetele crescute la oraș nu sunt buni nici să aducă lemne în casă. Aproape zic că nu se pricep la nimic, că la bloc n-au prea avut de lucru, dar lucru se învață, voi puteți să fiți roditori. Nu uitați, rețineți migdalul, a fost socotit și este, și așa să fiți socotiți și voi, una dintre cele mai bune roade, migdalele. În al doilea rând, citim din cartea Exodul, capitolul 25, despre felul în care a fost construit cortul Domnului. Citesc de la versetul 33. Se pare că lui Dumnezeu îi place pomul de migdal cu flori cu tot. De altfel, roadele se fac din flori. Și la templu, Dumnezeu a vrut neapărat acolo, unde era casa lui, să fie ceva în chip de flori de migdal. Pe sfeșnic, știți, menora cum arăta cu 7 brațe. Citesc 25 cu versetul 33 și 34. Pe un braț să fie 3 potirașe în chip de floare de migdal, versetul 34, și pe fusul sfeșnicului să fie 4 potirașe în chip de floare de migdal, cu gămălioarele și florile lor. Aici, în adunare, să-i întrebe pe ceilalți, sigur, vor fi de acord cu ce spun. Voi, tinerii, sunteți ca niște flori. Dacă am avea în adunare numai oameni peste 30 de ani, ne-ar lipsi florile, nu? Deci Dumnezeu a vrut ca în casa lui să fie flori. Și cine sunt florile dacă nu copii? Este foarte plăcut să vă vedem aici. Sau când ieșiți în față și slujiți, atunci chiar că voi sunteți puse pe sfeșnic ca să vadă toți, cum spune Domnul, că lumina nu se pune în dos, ci în față, să o vadă toți. Amin? Deci e frumos când sunteți aici. Ma, bineînțeles, e frumos când și sunteți serioși și cuminți, nu când vă plimbați, am văzut că e ușa deschisă acolo, că doi fii din ăștia risipitori, cum îi numim noi, n-au putut sta numai vreo jumătate de oră și au plecat. Sărmanii alea, nu? Florile astea de pe sfeșnic nu plecau. Rămâneau acolo, erau săpate. Sfeșnicul era dintr-o singură bucată, un talan de aur, tot o bucată. Să vă dea Domnul har să fiți împreună cu noi. Dar să știți că lui Dumnezeu, într-adevăr, îi place migdalul, cu frunze, cu flori și cu roade, și citim pentru asta din cartea Numeri, capitolul 17, Dumnezeu a făcut o minune, știți că au fost ceva comentarii, cine are drept să conducă poporul, și Dumnezeu a pus fiecare din cele 12 triburi să-și pună fiecare toiagul, și obișnuia atunci cel ce era căpetenie să aibă toiag, era un simbol autorității. Și scrie în 17 cu 8, a doua zi, când trebuia să cerceteze cele 12 toiege,
Mare surpriză, 11 erau bâtele apus, bâtele luat. Dar ascultați, când a intrat Moise în cortul mărturiei, iată că toiagul Aron, care era pentru casa lui Levi, înverzise, făcuse muguri, înflorise și copsese migdale. Într-o noapte? Da, cam așa se întâmplă când stăm aici într-o noapte la stăruință. Poate l-o trimis mama și tata pe băiat așa, bâtă? Și Dumnezeu poate să-l facă într-o noapte să înfrunzească și să coacă. Spunea un părinte, zice, mi-am văzut copilul după ce a venit de la stăruință. Altă față, altă fapte. Iată ce poate să facă Dumnezeu în casa lui. Așa, dintr-o dată, Dumnezeu să vă facă să înfloriți cu adevărat. Și atât de mult i-a plăcut Dumnezeu, lui Dumnezeu, toiagul acela ce a înflorit, încât ce s-a făcut cu el? A poruncit să rămână acolo, că asta ne dorim, nu doar să înfloriți într-o noapte și pe dimineața să arătați frumoși, să rămâneți așa, să rămână acolo lângă tablă legii, lângă vasul cu mană, adică lângă cuvântul scris, și încredințați că Dumnezeu vă va ocroti, vă va purta de grijă toată viața. Amin? Am pentru voi și o temă de casă. În Biblia, traducerea Dumitru Cornilescu, nu găsiți. Dar aproape toate celelalte traduceri, și în limba română, și în engleză, cel puțin cât am citit eu, Dumnezeu este comparat undeva cu un migdal, cu un toiac de migdal. Dacă găsiți, să-mi spuneți. Și în al treilea rând și ultimul, este scris în cartea Eclesiastul, capitolul 12, versetul 5. După ce scrie mai sus că tinerețea și zorile vieții sunt trecătoare, m-am uitat în seara asta la fanfarici care sunt mai în vârstă, care sunteți veterani aici, avem unul din coace, unul în partea cealaltă, au fost și ei tineri, așa adolescenți ca voi, vremea trece, și scrie aici, până nu înflorește migdalul cu perii albi. Nici eu când am venit la Arad, nu eram cărunt acum 20 de ani. Am înflorit migdalul aici, stând cu dumneavoastră. Și înflorește la toți, frați, surori. De ce a ales Solomon comparația asta oare? Copii, ce vreau să vă spun? Poate că părinții voștri deja au început să cărunțească, mama, încă mamele m-au ispita să ascundă migdalul. Ce înseamnă asta? Știți că în Israel migdalul era primul pom care înflorea? Absolut primul. De îndată ce apare părul alb la părinți, să știți că se prevestește o primăvară. Da. Și primăvara asta mare și binecuvântată este împărăția lui Dumnezeu. Așa că să nu îi desconsiderați pe părinți. Voi sunteți într-un fel migdale, migdal, cum v-am făcut comparația, dar să știți că și părinții, pe măsură ce trec ani, omul dinăuntru se înnoiește și parcă se vede și într-o evidență în părul alb, că e interesant, la tinereții oamenii sunt bruneți, blonzi sau alte culori ce mai sunt la păr roșu și așa mai departe. Dar când îmbătrânesc, și la negri este alb, și la indo-european este alb. Da, că Dumnezeu vrea să prevestească pentru noi toți să ajungem acolo într-o vreme, într-un loc unde totul este alb. Așadar, când vedeți părinții cărunți, se spune tata și mama, să nu te necăjești că mai vine o primăvară. Este un vers frumos a fratelui Dors care spune, eu știu că am o tinerețe nemai sfârșită la Iisus, chiar dacă în lume bătrânețea puterile din trup mi-a dus. Și se repetă, eu știu, eu știu. Așadar, noi cei cu perii tip migdal, să știm că și asta este un înțeles și o prevestire binecuvântată. Dumnezeu până atunci să ne binecuvânteze copiii, să înflorească așa ca peste noapte și să rodească toată viața lor
spre slava Domnului. Amin.